Situația dramatică prin care trece Petra Colgiu, femeia cu un picior amputat din valul lui Traian, i-a sensibilizat pe reprezentanții Crucii Roșii Constanța. În urma campaniei pe care am văzut-o la Litoral TV, iată că este un alt caz pe care, cu ajutorul acestei emisiuni unde ați făcut campania, am reușit să mai depistăm câteva cazuri sociale, pentru că, din păcate, nu le știm pe toate. Și atunci, cu ajutorul la astfel de activități, reușim să fim alături de aceste persoane care au nevoie de ajutor. De data aceasta, fiind o persoană cu un handicap destul de sever, și nu numai că ea are nevoie de ajutor, dar iată că îngrijește și un bătrân. Deci, succes cu mai multe astfel de campanii, pentru că se pare că împreună putem să fim alături de cei care au nevoie cu adevărat. Cu o pensie de handicap modică, Petra Colgiu resimte acut lipsa banilor, așa că produsele alimentare și cele cosmetice au venit cum nu se poate mai bine. Vreau să vă mulțumesc pentru tot, deci și pentru ajutorul dinainte și pentru cel de acum. Și ce va mai fi? Voi fi de folos. Sunt categoric, sunt de folos toate, absolut toate, pentru că știți problema care este. Și ideea este că mă simt bine în urma tratamentului. Astfel de acțiuni se vor derula și în perioada următoare. Crucea Roșie va încerca să depisteze și să ajute cât mai mulți oameni aflați în situații limită.